Revin cu filmare. Am ajuns la Ovisan. Ia uitați-vă aici. Și-a adus din nou un sac de Ultra B. Care vrea Ultra B, îl găsește aici. Și încă ceva nou, pentru mine nou, poate alții au mai folosit. Deci, de la Dulcofruct. Super Protein Patty, da? 81 de lei cutia. Eu aș vrea să merg anul ăsta pe așa ceva. Normal, mai sunt și turtele astea, care le-am dat în iarnă. Dar astea am înțeles că au proteină mai multă, adică ceva mai calitate. Care vrea, uite, eu dau aproape și poate să citească aici, că e mult de citit. Cam ce conține. Cred că o să se vadă acolo. Da? Uite. Așa. Deci cutiuța asta, ce conține? Ce a scris aici? Cere roiniță gratuit la achiziționarea unei cutii de super. A, dă o roiniță da, din carton, uite asta. O roiniță de dus un roi, adică rapid așa să-l duci acasă. O cutie din asta de carton, care poți să transporti un roi rapid. Deci ce conține o cutie? Ea are 5 kg 400. Conține 12 bucăți, ori 450 de grame. Turta, care costă, uite, are prețul pe 81 de lei. Așa, și cam atât. Altceva nu știu ce să zic. Deci v-am arătat aici care vrea să citească ce conține. Eu vreau să merg pe așa ceva. Acum să văd și eu, că na, sunt ceva bănuți, adică 81 de lei o cutie. Să iau pentru toți stupii, să probez, nu știu cum o face, dar o să vă arăt eu. Deocamdată, ideea cam pe asta vreau să merg, adică în momentul în care aduc stupii acasă de la floarea soarelui, nu mai vreau să stea fără proteină, că eu în zonă nu prea am cules de polen. Vreau să le dau așa ceva. Bun, cam atât. Sănătate și numai bine. Vă salut din nou. Ia să vă arăt ce am eu de făcut astăzi. Toate că e o caniculă. La stupii mai buni, la roii mai buni de acasă, le-am pus catul ăsta mic cu folie, fiindcă le-am dat drumul pe spate decât. Și urmează acum să le pun la ăștia lanț. Uite ce s-a întâmplat. Le-a eclozat în puiet. Pur și simplu nu mai au loc. Uite, mai am una aici. Urmează să le pun caturi. Și pur și simplu să iau la cules. Am sortat eu ieri așa vreo 9 bucăți. 9 roi, uite și ăștia doi de aici. Ăștia deja au catul pus, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Și acum vreau să le pun catul și la aia. Să-i ducem la cules, că n-are rost să-i mai țin acasă. Că aceea acasă adună 100 de grame. Dacă tot au forță, ăștia sunt forțoși. Uite-i. Ia frumosule, mă! Mușelule, te duc la cules, gata. Păi ce faci? Stăm degeaba, atât albină. Gata, pun pauză, mai o să le pun caturi. Uite, ei deja a început să urce în cat. Dar eu am avut folia și trasă puțin aici, că în momentul când le-a pus statul, n-avea atât albin. Acolo le-a eclozat în puiet și au urcat sus. Acolo le-au folia. Ia să văd, totul așa. Totul e bun. Miere lipsă. Așa, îi luăm folia. Hai mă, nu înțepa că n-am fum. Uite așa. Uite. O mai deschidilă, are cam pe 5-6 rame puiet. Și punem catul înapoi. Și mergem la cules cu el. Măcar să adune și el un cad ăsta mic. Uite așa. Punem sită de transport. Și cam asta fac. Deci am 9 bucăți care iau la cules. Ia să și filmez unul cum îl transvazez în altă cutie, că
Uite, asta nu pot să o iau, că n-am urdiniș de la care se închide, uite cum e. Dar asta am urdiniș care se închide. Și îl transvazez. Care am asta cu căstură. Adică așa fac eu cu cuibul de aici din dreapta. Roi făcut din aprilie. Văd că făci larvar. Deci ăștia am 9 bucăți mai buni. Bine că eu am mai dus la camion 2, unde am înlocuit unul care roise și unul mai slab. La familie mai slabă și una care a roit. Au ce pe frumusele. Deci normal am avut 11 bunci, că restul sunt mai slăbuți și cred că urmează să mai fac o serie de roi. Asta era rama care am pus-o la oați, uite, la arvar, toată a început să copăcească. Frumos. Iau la cule să văd ce fac ei la soarelule. Aici e clozat. Eu îi duc acum și la tei, că am zis, dacă tot s-au dus în 10 rame, hai să iau și la tei. Aici o oat. Nu o să aibă putere să bage la tei cine știe ce, da? Pe care își face coronițe și pe la floarea soarelui să urce mire în cat. Ia uite cum se face cruzat de pătul. Asta e puietul lui, care l-a făcut el. Și uite rama mai are aici. Frumusețe. Mă, frumoasele mă. Asta e puietul tău? Da, da, mă, te iau la culez. Ce demonstrezi așa că bași puietul ăsta frumos. Nu-mi intră 10 rama, da. Părie cutia. Scuturi și albina asta. El are albina și în cat. Uite. Se vede? Nu se vede. E albina și aici. Slipită rame. Gata. Cam asta e treaba. Ia uite pe aia. Așa cum asta. Am revenit acasă, v-am arătat eu în urmă cu câteva zile că am luat două regine de la Oprea. Le-am ajutat cu puțin puie căpăciți. Eu le-am pus niște frută de asta de la Duc cu fruct. Eu ce mănânc aici. Mă, frumoaselor, mă, bun, bun. Bună. Ia să vedem. Vreau să văd dacă a început ouatul și normal a trecut câteva zile. Uite ce frumos mâncați. O las singura mierlică și mă, ai rămas acolo agățată. Așa. Ia să vedem. Ce face reginul aici? Câte zile au trecut? De când ai eliberat-o, cred că am 5 zile sau chiar 6. Prima dată l-am pus pe o singură ramă, am arătat eu, și apoi am mai venit cu puiet căpăcit. Să-l ajut și pe el, să-l fac frumos.
Ia să vedem. Bă, ce surprindere am asta aici. Nu vreau să o strâng și nu pot. Ia. Și cu o mână. Parcă tot am o teamă să nu mi-o omoare. Aha, e eclozat în puiet. Ia uite, a adus și nițel polena și uite, mai are aici puietul de ieșit. Asta e a doua ramă care i-am dat-o. Ericica se vede că are. Deci are aici puiet căpăcit. Unde regim? Ce zice, să-i mai pun o ramă. Acu-i cald. Ia să vedem aici. Asta cred că a eclozat tot. Băi ce? Hai da. Da, are genuța aia aici. Neagră. Outu. Outu neagră. Are număr asta, are numărul 1. Da, e o oată toată ramă asta. Asta n-am baron. Ia să vedem. Bă, deja pui căpăcii, pe câte zile au trecut? Așa am dat eu rama asta. Oricum e bine, văd că uite și-a adunat nițică miere, că am florit și la mine teiul aici acasă. Bine, tei. Prin sat, așa, câțiva tei. Și-a adunat puțină mâncare. Merea genuța cu minte aici. E bine așa. Nu-i mai pun o ramă, îl mai las așa. Lasă-i mai iasă din puietul ăla. Și după aia mai pun. Ah, scar el timp până la toamnă. Se dezvolte. Îi punem asta aici. Hai că o pun așa. Bun, asta a fost unul. Dacă pun pauză să-l închid, să-l deschid și pe ăsta de lângă. Ia să vedem aici. Trebuie să-i aduc și lui ăsta turtă. Ce-am făcut? M-am uitat să-i pun. Ia să vedem ce are aici. Da, aici e o oată frumos. A, uite, Regina. Ce număr e aici? Numărul 8, parcă are. 8. Deci o oată aici în centru. Uite, a eclozat în puiet. Mâncărică cam puțină. Aici o oată. Bun, ia să vedem următoarea. Da, aici încă eclozează. Aici la fel, ăsta nu, ăsta mai durează până eclozează. Uite, mâncărică care și-a adunat-o el, atenție. Se vede? Uite. Deci, parcă îi mai pune o ramă. Nu îi pun, îl mai las. Să mai iasă din puietul ăsta. Îl mai las. De cât îi aduc o turtă de aia proteică, că el nu, văd eu, nu are polen acolo. Cum mai aduc? Așa, am revenit. Turta proteică de la Dulcofruct. Merg pe asta, că am observat eu că merge destul de bine. Uite așa.
Ea poate să urce pe aici și mănâncă ușor de acolo. Ia și mănâncă, te faci mare. Ia să-i pun și lui ăsta. Îi pun alta întreagă. Ce face eu cu asta aici? Ia dă-i și tatu și mănâncă. Ah, ia și tu așa. Cât are locul ăsta aici? Uite așa. Uite, cam așa am eu grijă de ele. Stupii încă i-am la tei. A mers foarte bine tăiul. Urmează să-i duc și eu la floarea soarelui. Bun, cam atât.